Da, salutare toată lumea și bine v-am găsit un nou clip. Eu sunt Andrei Valentin și astăzi facem cea de-a treia parte de pack opening. Sunt pack-uri destul de bune. Uitați echipa mea. Mi-am schimbat-o iar. Și zic că echipa asta e perfectă, rupe. Am făcut SBC-ul lui João Gomez. Cu Van Dijk în apărare, cu De Bruyne, Agüero și toți nebunei. Bine, o să schimb pe Sanchez că de curând dar nu prea am coins. Așa. Eu zic să trecem la pachete. Sper să primim și noi ceva bun. Pe săptămâna trecută ați văzut și voi că nu prea am primit nimic. Hai să vedem un consumabil spec. Da, am înțeles. Frumos. Mai am nimic pe ăla. Așa. Excel. Am înțeles cum în ce constă aceste pecuri. Deci bine că avem decât două, mai rămânem cu 7 pecuri aparent. Asta s-ar putea să se vândă. Așa, 1000 de coins. Așa. Și acum începe treaba serioasă. 7 pecuri. Hai să începem cu un premium. Poate să vedem care sunt șansele totuși. 7% pentru 84 plus. Ba, sub 1% pentru astea. Numai Team of the Season, nu care e 1,7. Devo. Pachet de 7,5K. Și hai să vedem dacă pică ceva. Da, era și logic. Da, nici board. Poate îl vând. Nimic nu iau pe asta. Dar nu știu de ce mai țin contractele, pentru nu mai are rost, adică e pe final FIFA-ul și am contractele mi s-au. Deci uitați, 4 jumbo-uri. Un Prime și un Prime Mixed. Hai să începem cu jumbo-uri. Hai că le deschidem pe acesta. Hai, pică ceva bun. Walkout! Team of the Season. Ciurit ăsta. Și nu știu de ce s-a glitchuit, dar... Oh, low. Dar vreau să văd... Wow, Championship. Ce dracu cumpărăm mă pe asta? 15K. Putem, cine are nevoie de el? Mai bine scap de el la un pixel. Contractele vieții. Fitness-ul ăsta-mi trebuie. O să se vinde. Așa. 11K. Ne dă și nou un knockout și vine căcatul ăsta. Care nici dracu nu-l cumpără. Hai să luăm pe acesta din mijloc. Nu este o caut, fac. Boards. Rufie. O, 84, bă, păi se vine, o. Cu Sergio Rico, nu cred că îl cumpără nimeni. Manager contract nici atât. Asta se vinde. Finisher și cam atât. Bă, măcar scoatem niște profit pe aceste pecuri. Aveam aproape 17K. De fapt avem 17K. Ultimele 7 pecuri. La promo pec ce e? Rare mega pack. Ultimele 7 pecuri. Sper să mai primez măcar un workout, că sunt pecuri destul de bune, zic eu. Și ar trebui să pici ceva frumos. Hai să luăm acest jumbo premium gol pe stânga. Nu este walkout.
fac click. Nici borți. Dar am văzut ceva de un român. Tătărușan, uei. Da, în rest apă de ploaie. La fel și astea. Asta. Asta. ...1600 pe acest pack. Ultimele pack-uri. Am avut un knockout până acum. Din 4 Jumbo Premium Gold Pack vine și al doilea knockout. Nu vine, mă, cum să vină? Și nici borzul, cred. Da, perfect. Ce, mă, îmi dă mie borz? Ultimele pack-uri. Ultimele două pack-uri. Sunt pack-uri destul de bunicele, pot spune. Din Prime Gold Pack. Din Prime Gold Pack am cele mai mari așteptări. Hai să începem cu Prime Mixer. Nu știu. Hai să luăm Prime Mixer. Prime Mixer. Nu este o capta, ai bo. Board. Felipe lui spletosul ăsta. 85. Wow. Nu cred că mai cumpărat nimeni. Și fraților, am ajuns la ultimul pack. Un pack destul de bunicel. 6 jucători rari. Dar nu cred că îmi dă mie mă la ultimul pack walkout. Mai mult ca sigur nu îmi dă walkout. Dar speranța mare e ultima, cum se zice. A murit speranța. Mama. Dar degeaba, bă, că dacă nu primești un jucător acceptabil, ce fac cu rachetele astea? Scos profit de 25.000. Păi, fraților, cam atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost Andrei Valentin și ne vedem data viitoare. Salut!